Vă salut! Eu sunt Răzvan, profesor de chitară și astăzi m-am gândit să facem mulți ani trăiască și Happy Birthday to You, varianta în engleză, a binecunoscutului cântec. Sunt convins că aveți pe cineva în familie a cărui zi de naștere se apropie, sau poate vreun Mihail și Cavil, sau poate cine știe, și doriți să îi cântați la mulți ani și să vă ajutați și de chitară. Cineva mi-a solicitat foarte recent unde pot să găsesc și o partitură, ceva în genul ăsta mi-a scris, de mulți ani trăiască pentru chitară clasică. Păi zic, cum unde? Hai să scriu repede una și să vă arăt cum se face ca să fie pentru toată lumea. Partitura aceasta va putea fi descărcată gratuit, o să las un link în descriere pentru a vă putea bucura cât mai mulți de ea. Așadar, m-am gândit să o scriu în do major, să fie cât mai ușor de făcut. Deci, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. E de două ori chestia asta, după care, cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani și, bineînțeles, numele persoanei, Ioana să trăiască, am făcut și eu acolo un nume, așa, ca să se potrivească cu ritmica. La mulți ani și la revedere. Deci cam asta ar fi melodia în română și imediat după aia o să vedem și varianta în engleză. Deci mulți ani trăiască în română, da? Deci pornim de pe un do major. Aici am schimbat un pic basul, am pus la în bas, sol major. Am scris și coborârea asta, că se face de obicei în aranjamentele care se cântă pe mulți ani trăiască, adică gama do major în coborâre. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Da? Al doilea mulți ani trăiască normal. Da? Și varianta în urcare aici sus, la mulți ani. Și apoi urmează, bineînțeles, cine să trăiască, cine să trăiască, și aici să mai adaugă niște note. Din nou coborârea. Și aici ar începe cu sol ăsta. Ioana să trăiască, sau cine este acolo. Și final, la mulți ani. Și cam asta ar fi. Deci, încă o dată, prima frază, da? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Aici am schimbat cu la în bas. La mulți ani. A doua la fel. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască. Ioana să trăiască. Da? Deci cam așa ar fi varianta română. Acum mi-am dat seama că eu acolo când am zis prima oară, a doua jumătate de frază am făcut-o tot sus. Dar teoretic chestia asta cu sol, si, do e doar la final. Deci o să modific partitura ca să fie primele două fraze identice, practic o să pun o repetiție acolo. Urmează cine să trăiască o dată tot așa în coborâre, do, si, la, sol, fa, mi, re și doar la final, la mulți ani. Chestia asta, da, cu sol, si, do. Bun, și acum să vedem și Happy Birthday. Happy Birthday este în trei pătrimi, deci nu în patru, ca la noi. Și avem așa. Da? Deci primul vers, Happy Birthday, deci aici avem un la și sol, da? Sol, sol, la, sol, do, si, da? Deci ne-am ajuns din nou pe sol major. Al doilea vers, Happy Birthday to you, da? Deci avem din nou un sol, mai întâi cu un la, cu nonă, se întoarce, un sol 7 cu si în bas, și un do major, da? Și al treilea vers, Happy Birthday.
Da, aici am făcut un mic aranjament așa armonic, cu am schimbat bașii ăștia. Deci este practic un do major, o măsură. Și aici este un fa major, dar mai întâi este un 5 minus, o cvintă micșorată, acest si, care nu se rezolvă în sus, se rezolvă în jos. Da? Și am armonizat un pic asta. Da? Ca să fie mai frumos așa. Deci, un do major cu mi în bas aici, cu sol în bas, din nou cu mi în bas, un sol, practic, cu fa în bas este aici, și un fa major. Și ultimul vers, happy birthday to you, da? Am început cu un re minor, do major, la minor, sol, 7 cu si în bas și do. Deci ultimul vers. Da? Deci toată. Happy birthday, dear Jenny. Am scris eu acolo, am băgat un nume. Happy birthday to you. Da? Deci asta ar fi cele două variante de mulți ani trească și happy birthday. Sper să vă bucurați de ele. V-aș mai arăta acum, înainte să închei, rapid, dacă ar fi să cântați doar acompaniamentul, adică să cântați cu vocea, cu toată lumea și să vă acompaniați cu chitara, cum ar fi cele două piese, da? Deci mulți ani trăiască, ar fi cam așa, da? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Aici la minor. La mulți ani. Da? Deci sol, sol 7 și do. Da? Din nou. La fel, ți-am trăiască, mulți ani trăiască. Aici puteți să băgați un la minor dacă vreți, dar poate să fie și doar să rămâneți pe do. Din nou sol. La mulți ani. Da? Același lucru. Cine să trăiască, cine să trăiască. Cine să trăiască, cine să trăiască. La mulți ani. Deci numai sol și do are toată piesa. Ioana să trăiască, Ioana să trăiască. Eventual aici schimbați un pic ca să fie așa o mică modificare și finalul. La mulți ani. Da? Deci sol, sol 7 și do. Deci practic sunt aceleași fraze, do, 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 dacă vreți să adăugați la ola, sol, sol 7, do. Asta este varianta română și varianta în engleză, o variantă de acompaniament. Bineînțeles că s-au făcut zeci, sute de variante de happy birthday, evident, de la pop până la jazz, cele mai ciudate combinații de armonie. Eu vă arăt varianta, una dintre cele mai simple și cele mai clasice, că până la urmă asta o să, nu o să cântați în mare jazz atunci când cântați la mulți ani și vine tortul. Deci în engleză ar fi așa, da? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jenny. Happy birthday to you. Mi-am dat seama că nu e cea mai fericită tonalitate asta în do major, că se duce foarte sus aici, la solo ăla. Happy birthday, n-o să cânte nimeni solo ăla, probabil. Happy birthday to you. Asta e, am făcut-o, am făcut-o. Acum rămâne în do major. Puteți să luați modelul ăsta de do major și să-l duceți în altă tonalitate, unde poate fi mai ușor, să zicem... Cum ar fi mai ușor? Deci ar trebui să fie un pic mai jos, poate la major, da? Ar fi cam așa, la major. Happy birthday to you. Mi major, da? Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jenny. Happy birthday to you. Cam așa ceva, da? Deci acolo la trecere, happy birthday, aici ar fi miu, mai ușor de cântat, da? Happy birthday, dear Jenny. Da?
deci ar fi un mi cu re în bas și re major și apoi si minor, happy birthday, fa diez minor, mi, la. Cam asta ar fi tot. Deci asta ar fi o variantă mai ușoară, că se duce vocea foarte sus acolo, do major, și cred că nu o să cânte nimeni solo la, așa că mai degrabă începeți de la la. Bun. Happy birthday, la mulți ani, să fiți sănătoși. Ne vedem în curând la un nou tutorial. Dacă v-a plăcut acest clip, aveți acolo mai multe posibilități de a vă arăta bucuria și recunoștința, începând cu un simplu like, nu vă costă nimic, o secundă, click, pac, dar pentru mine contează foarte mult, un subscribe dacă chiar vreți să vă fiți la curent cu noile mele clipuri. Există și butonul acela magic de thanks, unde dacă v-a plăcut imens și e ceva ce nu se poate să rămână nerăsplătit, chiar puteți să donați o sumă mică de bani pentru a susține acest canal de YouTube sau acest clip, dacă v-a plăcut foarte mult, sau altele, bineînțeles. Deci există de acum și butonul de thanks. Nu ezitați să-l folosiți dacă simțiți nevoia. Și bineînțeles, butonul de join, puteți deveni membri premium cu avantaje multiple pe care le prezint în fiecare clip. Deci dacă sunteți, dacă mă urmăriți deja, sunteți la curent cu avantajele pe care le aveți. Dacă nu, urmăriți unul din clipurile anterioare și o să vedeți acolo detaliile despre programul de membership Răzvan Proful de Chitară. Numai bine, să ne vedem sănătoși! Pe curând!